6 măști faciale cu portocală pentru un ten impecabil. Portocala este un fruct delicios, fără îndoială, dar în afară de a-ți bucura papilele gustative și de a-ți îmbunătăți sănătatea, are și beneficii uimitoare pentru pielea ta. Nu te-ai gândit niciodată prea mult la acest aspect al portocalei, nu-i așa? Măștile de față cu portocală sunt abundente în antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi. Acidul citric din portocale usucă coșurile și combate acneea. Portocalele sunt agenți naturali de îmbunătățire. Prin urmare, masca îți ușurează tonul pielii. Măștile cu portocală absorb semnul suplimentar de pe față, îndepărtează bronzul și îți uniformizează tonul pielii. Sunt exfoliante și îți oferă o piele clară și sănătoasă. Sunt hidratante și anti-îmbătrânire, reduc porii și netezesc pielea. Așadar, în continuare vă prezint 6 măști faciale cu portocală pentru un ten impecabil. Masca cu papaya și portocală. Aveți nevoie de o portocală și o felie de papaya. Puneți pulpa de portocală și papaya într-un blender până se formează o pastă uniformă și aplicați pe față și pe gât. Lăsați să acționeze timp de 15-20 de minute și clătiți. Puteți aplica această mască o dată la 2 zile. Această mască pentru față oferă vitamina C și vitamina A pielii tale, luminează cearcănele și adaugă strălucire feței tale. Masca de față cu banane și portocală. Aveți nevoie de o banană și o portocală. Mixați într-un blender banana și portocala și aplicați amestecul pe față și lăsați să acționeze timp de 15-20 de minute. Clătiți cu apă caldă. Puteți aplica această mască o dată la 2 zile. Această mască pentru față ajută la reducerea inflamației pielii, este hidratantă și ajută la eliminarea acneei. Masca de față cu ceai verde și portocală. Aveți nevoie de o jumătate de linguriță de frunze de ceai verde și o lingură de pulpă de portocală. Amestecați frunzele de ceai verde și pulpa de portocală într-un blender și aplicați-le pe față. Lăsați să acționeze 20 de minute și clătiți odată ce masca s-a uscat. Puteți utiliza această mască facială odată la 2 zile. Această mască pentru față exfoliază și îndepărtează excesul de ulei de pe față, este antiinflamatoare și strânge porii. Masca de față din lemn de santal și portocală. Veți avea nevoie de o lingură de pulpă de portocală, o lingură de pulbere de lemn de santal, 2 picături de suc de lămâie și 2 linguri de apă de trandafiri. Se amestecă pulpa de portocală și pudra de lemn de santal. Adăugați sucul de lămâie și apa de trandafiri pentru a forma o pastă cu textură fină. Lăsați-o pe față timp de 10 minute și clătiți odată ce s-a uscat. Aplicați de 2 ori pe săptămână. Această mască facială adaugă strălucire instantanee feței și elimină excesul de ulei. Masca de față cu ulei de cocos și portocală. Veți avea nevoie de o linguriță de ulei de cocos și o lingură de pulpă de portocală. Se amestecă bine uleiul de cocos și pulpa de portocală într-un blender. Aplicați pasta pe față și lăsați să acționeze 30 de minute. Puteți aplica o dată la 2 zile. Această mască pentru față vă hidratează pielea și o va face netedă și suplă. Îndepărtează murdăria și curăță fața. Masca de față cu curcuma și portocală. Veți avea nevoie de o lingură praf de coajă de portocală, un praf de curcuma și o lingură apă de trandafiri. Se amestecă pudra de coajă de portocală și curcuma într-un castron și se adaugă apa de trandafiri pentru a forma o pastă fină. Aplicați pasta pe față și pe gât și lăsați-o să se usuce timp de 10-15 minute, apoi frecați-o cu degetele umede printr-o mișcare circulară. Aplicați această mască de 2 ori pe săptămână. Această mască pentru față îndepărtează bronzul încăpățânat și redă culoarea pielii. Este de natură antibacteriană și va proteja fața de erupțiile coșurilor.